Doru Câplea a fost reales în funcția de președinte al TNL Dolj pentru următorii 4 ani. I-au fost alături nume importante din cadrul partidului care l-au susținut. Am decis să candidez pentru un nou mandat de președinte pentru că îmi doresc să ducem mai departe proiectele despre care v-am vorbit în raportul de activitate, pentru că împreună am format o echipă extraordinară, iar dedicarea, implicarea, devotamentul și energia colegilor ne-au adus în situația, așa cum ați auzit, adineauri, de a fi una dintre cele mai active filiale județene ale Tineretului Național Liberal. Alegerea firească este aceea de a continua lucrurile bine începute, de a da credit omului care a reușit să vă aducă pe toți la oaltă și să obțină cele mai bune rezultate de la fiecare dintre voi. Generația altfel este acea generație care are curajul să conteste normele, generația care are curajul să întrebe cu voce tare de ce, generația care spune ceea ce gândește și, mai important, la final face ceea ce spune. Totodată, liberalii au vorbit despre noua generație de politicieni care vrea să schimbe lucrurile. Avem nevoie printre noi de oameni noi, de tineri colegi care să performeze atât la locul lor de muncă sau la facultate, ca și în partid. Câștigarea alegerilor nu este scopul final. Este un mijloc ca să ne putem pune în practică politica liberală la nivel local, astfel încât generația voastră să aibă tot ceea ce este necesar să-și întemeieze o familie aici, în Craiova, și să rămână, să muncească, să trăiască în Craiova, nu în alte orașe din țară. Noul birou politic județean al TNL Dolj este compus din președinte, 2 prim-vicepreședinți, un secretar general, 8 vicepreședinți, 2 secretari adjuncți și 15 membri.